Fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea e pururea. Nu știu unde să-i găsim noi pe aia care și-ar putea vedea păcatele și să recunoască că le-au. Nu, tot omul e perfect. Tot omul în dreptul lui este o autoritate. Cel mai interesant lucru, că toate scursurile au nume de personalități. A, personalitatea cu tare, ai să mori tu. Măi, să vezi. S-au strâns atâtea personalități că s-a nulizat totul. Personalități. Hristos este singura persoană care a dominat universul, a împărțit timpul în două, a despărțit întunericul de lumină, a despărțit răul de bine, a despărțit boala de sănătate, a despărțit îndrăcirea de îndumnezeire și a despărțit răul și moartea cea veșnică și păcatul veșnic de omul viu și veșnic și chip și icoana lui Dumnezeu. Deci acești doi orbi aveau chipul asemănării lui Dumnezeu. Bunătate, smerenie, omenie, credință și în același timp rugăciune. De asta avem nevoie. Spune mai departe că au adus la el un om mut care avea și acela demon. Nu întâmplător pune în Evanghelie problema cu mutul. Dracul și păcatul tac în om și nu scot o vorbă. Dracul nu-i prost să te dea de gol că ești jigodie. Tace! Te împinge și te distruge, cum spune în treptele păcatului la Nicodima Ghioritu. Obișnuința cu păcatul, dorința de a păcătui, deprinderea păcatului, lupta în fire cu păcatul, deci împătimirea și apoi deznădejdea și apoi sinuciderea. Asta e treaba lui. Însă începe subțirel. Faptă bună cu scop rău. Mă duc la biserică să vadă lumea că-s credincios, mă duc la biserică, poate ies primar, mă duc la biserică, poate ies deputat, mă duc la biserică, poate ies senator, mă duc la biserică, poate ies ministru, poate mă votează lumea. Mă rog, și așa mai departe, în toate domeniile. Iar după ce te-ai văzut sus, încep să scoți coarnele camelului și să faci rău. Atunci se arată adevărata icoană a firii tale. Și tocmai asta cere Iisus de la dracul ăsta mut. Să iasă și să plece. Să fii meritocratul care în viața lui a bătut un par la poartă. Să fii meritocratul care i-a dat un zid cu vară. Știți că era odată o glumă, nu știu, e veche, tare. Judecau ăștia pe răposații de la Revoluție, pe Ceaușești, și ceva fiusul sau nu știu care a zis, nici nu o să dați cu var ce a construit tata, dar apoi mai să și-l întreceți. Deci, cam așa este și aici. Noi nici nu suntem în stare să învățăm crezul când spunem o formulă la botez, când mergem să fim nași, și pe unii nici nu știu Tatăl nostru cum trebuie. Dar ei interpretează Scriptura, ei cunosc religia, ei cunosc dogma, ei știu toate treburile bisericii, ei știu toate treburile episcopilor, ei știu toate treburile preoților, ei știu tot. Tot. De ce știu tot? Că dracul ăla mut îi trimite la sfredeleală, îi trimite la lucru. Hai, du-te. Întărâtă-i, dragi. De ce? E foarte greu. E foarte greu să-ți plângi păcatele tale, Isaac Siru, și să le vezi pururea înaintea ochilor. Cum spune acolo în Evanghelie, că n-am scos-o eu. Vezi, frate, bârna din ochiul tău, lasă paiul aproape lui. Și Hristos, ca să nu lungească vorba, pentru că el era un om al cuvântului simplu, ați văzut? El nu s-ar potrivi cu filozofii lumii de astăzi. Dacă s-ar scula azi câțiva de ăștia literați, oameni de dex, oameni de peniță, oameni de articol, mass media, Hristos ar fi un nei ca nimeni. De ce? Pentru că se nu se ridică la nivelul textelor clasice. Când încerci în sens peorativ, printr-o comprehensibilitate infailibilă, nu este. Hristos a spus clar, omul rău scoate cele rele din
adâncul inimii sale. Sau din visterii inimii sale. Omul bun le scoate pe cele bune. Omul se cunoaște după fapte ca pomul după roade. Ce-i mai clar ca bună ziua? Uită-te la faptele tale și vezi cât de pădureț ești sau ce fel de pom roditor ești. Și n-ai nevoie de interpretarea nimănui. Uită-te în oglindă și vezi fructele în privire. Uită-te în oglindă și vezi fructele în comportament, cum calci, cum mergi, cum vorbești, cum jicnești. Și atunci știi cine ești. De ce? Pentru că acest drac mut nu se vede, dar te muncește. V-am repetat, mie mi-a picat și aceea Evanghelie. Porcii n-au suportat să fie călăriți de draci, s-au dus în mare. Noi mergem la mare, dar stăm cu dracii pe mal lângă noi. Așa spune, mergem un pic la litoral. Aruncați-vă, frate, în mare să se nece diavolul, nu voi. Stați acolo în apă sărată până, că așa spune, dacă sarea se va străca, cu ce vom mai săra? Dacă nici apa mării nu scoate dracul din noi și soarele, care e lumina divină, atunci cine îl mai scoate? Că preotul nu mai îl poate scoate, că e înapoiat, e hoț, e tâlhar, e curvar, e turnător la serii și alte nebunii. După ce a ieșit dracul din om, omul a început să vorbească. Spune Evanghelia. Iar mulțimile s-au minunat. Și auzi cum s-au minunat. Niciodată n-am văzut așa ceva în Israel. Da, niciodată n-ai să vezi în ortodoxie creștini sfinți și sfinți mergând pe stradă cu eticheta în gât. Cine este smerit-i pentru el, cine-i rugător-i pentru el, cine-i evlavios-i pentru el, cine-i blând-i pentru el, cine-i bun-i pentru el, astea nu se afișează. Dar n-ai să vezi în ortodoxie câteva lucruri foarte interesante. N-ai să vezi ortodox care să nu poarte grijă cuiva, n-ai să vezi ortodox care să nu bârfească pe cineva, n-ai să vezi ortodox care să n-arunce din prostie, frustrare, mediocritate și lezi incompetență în altul, că de ce e mai bun ca el și nu el luat în seamă sau altceva de genul ăsta? Și asta o găsim. Dacă duci la un procuror, ce spune? Nu, vii la mine, eu sunt cel mai tare. La un avocat, vii la mine, eu sunt cel mai tare. La un doctor, tu ești cel mai tare. La un duhovnic, eu sunt cel mai tare. Cel mai tare e Dumnezeu că ne suportă. Cel mai tare e Dumnezeu că își pune mintea cu noi. Nouă, ca să ne cumințim, vă repet, 5 minute de gheață. În vechile tradiții vrăcești, omul cu mintea smintită era băgat într-un butoi cu apă rece și bătut cu crengi pe spate ca să circule sângele, să îi se oxigeneze creierul, să dă piracetam și tanacan. Și după această terapie de câteva ori, el începea să piardă bufeurile alea de nebuneală. Așa trebuie să ne facă nouul Dumnezeu, trebuie să ia planeta Pământ, să o ducă 5-6 galaxii mai încolo, fără soare, fără lumină, fără apă, fără aer. Ca atunci când ne vom trezi pe norii cerului la judecate și vom da cu ochii de el, o, Doamne, dar Tu chiar existi? Eu am crezut că e o glumă. Eu am crezut că asta e o poveste a bisericii. Am crezut că a inventat-o popii să aibă din ce trăi și jăcmăni. Da. Chiar, Doamne, Tu existi. Da, bă, exist, eu v-am creat. Uitați-vă, leacă la mine și la voi, zic că avem același chip. Numai că ce spune Iisus Hristos? După moarte nu există pocăință. Dacă nu cunoști în viață pe binefăcătorul tău, vei cunoaște după moarte doar puterea celui rău. Și Iisus Hristos a fost foarte categoric, n-a glumit când a spus. Adevărata viață veșnică este ca lumea să te cunoască pe tine, singurul și adevăratul Dumnezeu, și pe Iisus Hristos care l-ai trimis în lume să mântuiască neamul omenesc. Și atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul Său Fiu l-a dat la moarte. Și ce fel de moarte? Moarte pe cruce.
ca omul din rob să devină împărat sau din demon să devină din nou un dumnezeit. În Adam toți mor, în Hristos toți înviază. Și acum am ajuns pe punctul cheie. Fugi de dracu, dai de dracu. Pare interesantă și în lume o auzi asta. Însă fariseii, nu știu dacă trebuie să le mai dăm nume la farisei, ei se cunosc singuri. Schimbă legi, schimbă morala, schimbă Evanghelia, schimbă sexul, schimbă mintea, schimbă pedagogia, paradigma, societatea, tot schimbă ei, fariseii.